Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Regio Jurnal. Peste 500 de etnici maghiari din Zalău, dar și din alte localități de pe întreaga raza județului Sălaj, au participat ieri, 15 martie, la evenimentele organizate de filiala județeană a Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni. Ziua maghiarilor de pretutindeni este marcată în fiecare an în majoritatea localităților cu populație maghiară din Transilvania. Nici cele din Sălaj nu fac excepție. Astfel, circa 500 de membri ai comunității maghiare au comemorat în cursul zilei de marți, 15 martie, eroii Revoluției Ungare de la 1848-1849 printr-o serie de manifestări. Acestea au debutat în jurul orei 18 cu o expoziție la Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj, urmată de un spectacol organizat în incinta Casei de Cultură a Sindicatelor Zalău. Printre cei prezenți s-au aflat cei doi parlamentari UDMR Sălaj, respectiv deputatul Sereș Deineș și senatorul Veig Alexandru, Hegeduș Cilo, vicepreședinte executiv al UDMR, viceprimarul municipiului Fozocoș Nicolae, precum și alți reprezentanți ai autorităților locale și județene. Nu a lipsit nici în acest an retragerea cu torțe și depunerea de coroane și jerbe de flori la statuia baronului Veselenii Miclouș, manifestări ce au încheiat programul dedicat Zilei Maghiarilor de Pretutindeni. Deci astăzi am comemorat evenimentele din 48. 15 martie a însemnat declanșarea Revoluției Maghiare. Sigur, care s-a încadrat în spiritul revoluțiilor europene, având standardul egalitate, fraternitate pentru toți. Deci, sub aceste slogane, să spun așa, respectăm și astăzi această zi, pentru că această zi, de fapt, este benefică pentru toată lumea. Pentru ceea ce s-a luptat atunci și Revoluția Maghiară a fost una dintre cele mai intensive, cu mult sânge vărsat, este valabil și astăzi. Și astăzi toată lumea dorește să trăiască în libertate, să fie fraternitate, să fie egalitate și văd că am reușit și în ziua de astăzi, ca de obicei, să avem comemorări elegante, respectate de toată lumea. Eu spun că în condițiile în care reușim, pentru că ne-am născut toți aici, vorbim diferite limbi, dar ne-am născut aici și trebuie să trăim aici. Și dacă ajungem să ne respectăm aceste sentimente, care sunt importante și pentru unii și pentru alții, am ajuns la un nivel de conviețuire ridicat, care într-adevăr poate fi exemplu pentru toată lumea. Ziua maghiarilor de pretutindeni a fost marcată separat și anul acesta în Sălaj de cele trei partide politice ale etnicilor maghiari. Așa cum ne-am obișnuit în ultimii ani, marcarea evenimentului este sărbătorit în județul nostru, separat de UDMR și PPMT, în timp ce membrii celui de-al treilea partid maghiar din Sălaj, Partidul Civic Maghiar, nu au dorit să participe la manifestările organizate de niciuna din cele două organizații politice. Motivul îl reprezintă faptul că s-au simțit invitați doar din complezență, după cum susține Poploioș, președintele PCM filiala Sălaj. Astfel, duminică 13 martie, simpatizanții din județ ai Partidului Popular al Maghiarilor din Transilvania au depus coroane de flori la obeliscul amplasat în incinta Bisericii Reformate și la statuia baronului Veselenii Miclouș, în timp ce simpatizanții Uniunii Democrate a Maghiarilor din România au marcat evenimentul în cursul zilei de marți, 15 martie. Așadar, primii care au marcat în Sălaj, în 2016, ziua maghiarilor de pretutindeni, au fost simpatizanții Partidului Popular al Maghiarilor din Transilvania. În dimineața zilei de duminică, 13 martie, imediat după slujba religioasă, oficiată de preotul Lucaș Levente, simpatizanții PPMT Sălaj s-au adunat în grădina Bisericii Reformate, unde au depus o coroană de flori, după care s-au retras la statuia baronului Veselenii Miclouș. Aici, Cui Jolt, directorul de partid al PPMT Sălaj, a citit mesajul premierului Ungariei, Victor Orban, după care s-a depus o coroană de flori.